În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educației Naționale a fost unul mimat. Totul a culminat cu măsurile abuzive dispuse inspectoratelor școlare, comasarea de unități, de clase și de grupe, desființarea în mediul rural a unor structuri ale unităților de învățământ, interdicția menținerii cadrelor didactice ca titulare peste vârsta de pensionare, interdicția reducerii cu 2 ore a normei didactice pentru cadrele didactice cu 25 de ani vechime și gradul didactic întâi, etc., în numele încadrării în buget. La acestea se adaugă blocarea posturilor vacante în sistemul de învățământ și insuficiența resursei umane îndeosebi la nivelul inspectoratelor școlare. Neachitarea integrală a sentințelor judecătorești privind plata diferențelor salariale cuvenite membrilor de sindicat și lipsa de predictibilitate privind plata restanțelor. Pasivitatea Ministerului Educației în soluționarea problemei creșterilor salariale pentru personalul contractual nedidactic din inspectoratele școlare. În aceste condiții nu vedem rostul acestor întâlniri și ne vom întoarce la masa dialogului doar în momentul în care noul ministru va dispune măsurile necesare pentru remedierea tuturor disfuncționalităților constatate, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret. Această federație atrage atenția și asupra discriminării salariaților din învățământ în raport cu cei din justiție, din perspectiva proiectului regulamentului privind sporurile pentru condițiile de muncă și solicită rediscutarea acestuia.